Lidia, trebuie să ne zici ce s-a întâmplat. E un pic modificată, Lidia, dar sunt puțin perfect modificată. La karmă. La karmă. La karmă. Ce ai pățit? Păi n-am văzut, eram ocupată, am ieșit într-un magazin de altfel, eram ocupată să-mi scot mizeria de mască de la gură, că asta e situația, și mi-a agățat ochelarii, eram ocupată să-mi scot ochelarii cu masca și n-am văzut o bucățică de scăriță, uite atât. Am călcat alături. Deci o burtură, practic. Practic o trecere de la un nivel la trotuarul la celălalt, dar doar atâta, de 10 cm. Și aia a fost în acel moment. Aia a fost momentul începutului concediului meu. Deci nu s-a întâmplat în România. Nu s-a întâmplat în România, eram la Chișinău, eram acasă. Și te bucurai era de prima zi de congeri. Era Sfântul Ilie, pentru că la noi sărbătorile sunt mai târziu. Așa este, perit vechi. Exact. Și asta e situația, na. Știi, tot timpul spunem că există cauză spirituală a acestor probleme, a accidentărilor. Ei, cauza spirituală a problemei mele este că noi suntem oameni care vrem să controlăm tot. Sunt situații pe care le ținem sub control. Vrem să le ținem tot timpul sub control. Da, absolut. Eu sunt un fel de supervisor de ăsta. Știm. Și mai știu pe cineva. Așa? Așa, și noi trebuie să lăsăm problemele altora să fie problemele altora. Să scăpăm de ele. Exact. Deci așa, practic, tu ai scăpat de niște probleme ale altora? Da, pentru că eu vroiam să mă duc până la Odessa, până aveai în planuri multe. Sudul Moldovei, unde stau găgăuși, acolo aveam planuri multe. Deși mă duceam cu un scop anume de a controla niște aspecte. Și a zis Dumnezeu, dacă a văzut că eu eram foarte hotărâtă, ce o fi zis? Băi, eu pe asta nu pot să mă opresc decât dacă rup o mână sau un picior. Altfel nu opresc. Nu merge altfel. Loc. Exact. Și asta s-a întâmplat. Cum te descurci cu mâna stângă? Mă descurc bine, dar știi de ce? Pentru că am 1.000.000 de prieteni în loc de mâna dreaptă. Ce frumos ai zis. Da. Și le mulțumesc de suflet. Știi, am un prieten care mi-a zis, dar cine îți face mâncare? Și îi spun, uite, vecina, verișoara, mai sunt acolo prietene de ale mele. Și băi, eu dacă stau să mă gândesc și cu tine și eu n-am de cât te ține în gips, tot are cine să te hrănească, știi? Uite, încă un moment în care am atâția prieteni, da, care ți se demonstrează că ai oameni lângă tine care te pot ajuta în orice secundă. Mare lucru, să știi, Cătălin. Mare lucru. Înțeleg că stai ceva cu mâna. 6 săptămâni, am deja 2, asta... A, deja ești în experiență. Asta deja e a 3-a, uite, săptămână, deci e... De aici lucrurile merg... Exact. Ești în răuzie. Exact. Mi-a pus mâna acolo, în gips, la urechei. Era un băiat tânăr, un doctor tânăr și ei sărași n-au nici de unele. Și mă întreabă, zice, sunteți alergică la ceva? Dar eu zic, cred că la lidocaină am o sensibilitate așa, dar el zice, nu cam avea-o. M-am întrebat doar așa. Orientativ, ca să știm. Exact. Și mi-a făcut o novocaină injectabil, dar trebuie trasă mâna pentru că era așa un fel de S. Destul de rău accidentată. Așa. Și i-am spus, știam că trebuie să tragă de ea. Mi-am acordat primul ajutor când m-am ridicat la trotuar. Singura, ți-ai făcut niște atele, ți-ai confecționat? Mi-am făcut o atelă dintr-o cutie de carton pe care o aveam în portbagaj, pentru că eram cu nepotul meu împreună și i-am arătat cum să o pună. Mi-am luat feșe, mi-am legat mâna, m-am dus cu mașina la spital. O leoaică adevărată. Da, și acolo și i-am zis, eu o să urlu, tu să nu mă bagi în seamă. I-am zis, dacă eu știu că trebuie să tragi de ea, și asta e situația. Și într-adevăr, i-am spus că vin la un bani profesor, prietenul meu, domnul profesor Cristian Ștefan de la Pantelimon, de la ortopedie, secția Pantelimon, și zice, îl cunosc foarte bine pe domn profesor, îi urmăresc toate postările pe Facebook, mi-aș dori să ajung la un congres. Zic, păi ca să nu te fac de rușine, să-mi pui mâna bine. Carta de vizită, practic, și l-am sunat după aceea să-i mulțumesc și să-l felicit că domn profesor a zis că mâna este pusă foarte bine. Și l-am sunat, îmi pare rău că l-am sunat seara, trebuia să-l sun dimineața ca să-l aude la toată lumea. La toată lumea. Dar, într-adevăr, s-a străduit.
lucruri se întâmplă, important e că reușim să trecem peste. Sigur că da. Și să vezi partea bună. Uite, tu ai găsit partea veselă. Acum nu știu dacă toți am fi atât de optimiști, imediat îți dai seama că eu e o problemă. Din foarte multe istorii de genul ăsta avem de învățat, că astea sunt niște lecții pe care trebuie să le învățăm, dar simțul umorului nu trebuie să ne lipsească niciodată. Ne ținem viață, practic. Le-am spus că dacă cred că încep să mă transform, m-a întrebat, dar ce-ai pățit? Și eu îl spuneam, încep să mă transform de la vaccin. O să devin RoboCop când o să mă vedeți începând așa, mergând în Europel, să știți că se trage de la vaccin. Glume. Bun. Dar rest e ok și nu e nicio problemă și le mulțumesc prietenilor mei care au grijă de